De ziua internațională a femeii, primarul Nicolae Diacon împreună cu consilierii PSD Constantin Panțurescu și Ștefan Dumitrache au împărțit ghiocei și câte o ciocolată cadrelor sanitare și pacientelor internate la Spitalul Municipal din Curtea de Argeș. Această zi de primăvară a oferit edilului prilejul de a le transmite tuturor doamnelor și domnișoarelor un mesaj de felicitare atât prin gesturi cât și prin viu grai. Vreau să urez tuturor doamnelor, domnișoarelor multă sănătate, bucurie, să aibă o primăvară frumoasă alături de cei dragi și pentru noi toți să fim sănătoși. Astăzi am vizitat în municipiul Curtea de Argeș, Spitalul Municipal Curtea de Argeș, unde avem câteva secții noi, dotate prin grija Consiliului Local, respectiv laboratorul de analize medicale, l-ați văzut cu toții, este un laborator modern, unde se pot face analize de calitate și unde bolnavii internați în spitalul nostru pot să fie diagnosticați mult mai corect și rapid. De asemenea, laboratorul de fizioterapie, unde ați văzut aparatură nouă, aparatură performantă și pe care vrem să-l modernizăm și ca spațiu, astfel încât cetățenii din municipiul nostru să poată să beneficieze de astfel de tratamente fizioterapeutice, să nu fie nevoiți să meargă în alte localități, stațiuni, pentru anumite probleme de sănătate pe care au și pot să fie tratate în Spitalul Municipal Curtea de Argeș. Doamnele și domnișoarele au fost plăcut surprinse de gestul edilului, care cu această ocazie și-a arătat admirația, respectul și recunoștința pentru cele care veghează la sănătatea noastră a tuturor.